slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Mă bucur să avem împreună cu dumneavoastră la o seară sau zi de bucurie, în mod special la sărbătoarea celor trei familii, Deni, Tatăl de Dumnezeu, Dragia și Fratele Dumnezeu. Îmi exprim bucuria, o deosebită bucurie de a fi părtat la sărbătoarea lor și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze. Amin. La același timp, sărbătoarea bisericii locale, și doresc ca din tot sufletul, vă doresc multă binecuvântare din partea celui care poate binecuvânta. Binecuvântările lui sunt nenumărate. Acum un cuvânt pentru sărbătoarea în sine, în ceea ce a citit fratele Iulian din 2 Timotei, capitolul 4, voi citi versetul 11, la care vom sublinia câteva de rânduri pentru cei trei. Versetul 11 din 2 Timotei, capitolul 4, unde spune Pavel, îi spune lui Timotei, numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujba. Timotei, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el, Marcu, îmi este de folos pentru slujbă. Și întrebarea pe care mi-am pus-o, ce a văzut apostolul Pavel în Marcu, încât a spus dintre toți, pe Marcu l-a ales să fie, să-l aduci la mine, pentru că el este de folos pentru slujbă. Omul de folos pentru slujbă. Voi sublinia patru adevăruri din viața lui Marcu, pe care le găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 12, primul adevăr, în versetul 12, Fapte 12 cu 12, unde cuvântul Scripturii spune, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan Zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă. Primul adevăr despre Marcu, care l-a subliniat Apostolul Pavel. Marcu știe să adune oameni. Unde erau adunați mulți la oaltă. A știut Pavel valoarea care stă în Marcu. Pe Marcu unde îl așez, el nu brăștie. El adună. Și ce minunat e să ai un om în slujbă, în slujire, care să adune. Pavel Apostol îi spune lui Timotei, vezi că alții nu sunt așa, vorbește în continuare despre Alexandru, spune de cei care împrăștie, păzește-te de ei. Dar să știi că pentru slujba întotdeauna este necesar un om care adună oameni. Să-i adune spre ceea ce-i sfânt, spre ceea ce-i nobil, spre fapte bune. Și mult mai mult să-i adune, să-i apropie de Iisus Hristos Domnul, fie binecuvântat numele Lui veci. Timotei, Marcu mi-e de folos pentru slujba, pentru că el știe să adune oameni. Beni, Nelu, și frate Olivia, fiți oameni care s-a adunat oamenii aproape de Hristos. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Omul de folos pentru slujba, întotdeauna el adună, el nu prăștie. Și ce ai mai văzut Pavel în Marcu, de a-i spus să ți-l aducă la tine, că el îți este de folos, el îți este bun pentru slujbă. Al doilea adevăr, care îl continuă în continuare acestui verset, versetul 12, spune că și se rugau, la oaltă și se rugau. Marcu știe să se roage. Și se rugau. El nu vine doar la rugăciune, el nu merge doar la rugăciune. Marcu știe să se roage. Marcu știe să se roage. Și vai câtă binecuvântare este acolo unde un om știe să se roage. Sunt foarte important inspirațiile pe care le primești în vestirea Evangheliei, lumina pe care o ai. Este foarte importantă ungerea pe care o ai în slujirea ta. Este foarte important efectul slujirii tale. Știi de ce? Pentru că numai efectul oamenii decid. Omul acesta are chemare din partea lui Dumnezeu sau este pus de oameni pentru o vreme. Însă toate acestea le obții, știți cum? În urma rugăciunii. Și când te rogi, Dumnezeu deschide. Fie bine cum
binecuvântat numele Lui veci. Amin. Dumnezeu lasă Duhul Sfânt, Dumnezeu lasă ungere, Dumnezeu lasă ca slujirea ta să aibă succes. S-a rugat Ilie. Doamne, dă ploaie într-o vreme de secetă. Doamne, mai cercetează adunarea într-o vreme de criză. Și știi ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a rugat. Slăvit să fie numele Lui veci. S-a rugat Domnul Iisus în apa Iordanului. Și a spus, și de când se ruga, spune că s-a deschis cerul. Și de atâtea ori este nevoie în bisericile noastre, ca să vină slujitori, să fie implicați oamenii ai rugăciunii. Și când se roagă ei, cerul să fie acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să fiți oamenii ai rugăciunii. Ba mai mult, spune în Luca capitolul 9, despre Domnul Iisus atunci când s-a rugat, spune că i s-a schimbat înfățișarea feței. Și îmbrăcămintea s-a făcut albă. Că atunci când ne rugăm de multe ori, noi ca slujitori, vedem fețele unor crispate a unor oameni care vin la părtășie, vulnerabili sau probabil de stările de afară. Este ceva care schimbă starea unui om. Și după momentul acela de închinare, vezi că fața se luminează, pentru că Dumnezeu schimbă stări. Și El își face timpul de rugăciune. Când oamenii lui Dumnezeu conduc adunarea rugăciune. Ba, continuă mai departe și s-a schimbat și haina. Este foarte important. Un slujitor să spună, nu-i bine cu haina care vine, cu care ești să vii la biserică. Nu-i bună rochia, nu-i bună ținuta. Știți ce spune Domnul Iisus? Rugăciunea are efect mult mai mare. M-am rugat, Dumnezeu schimbă și haina. Fie binecuvântat numele Lui Iisus. Pentru că atunci când te rogi, Dumnezeu face totul posibil. Timoteie. Marcu nu vine doar la rugăciune. Marcu știe să se roage. Frate Beni, frate Nervos, frate Ion Nicăgaște, fiți oameni de rugăciune. Atunci când voi vreți ca să vă voie puteți piciorul, bolnavul să fie vindecat, sănătatea să fie ridicat și Dumnezeu să-și arate slava și dăria prin Doamne. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acesta e omul pentru slujba, a spus Pavel. Pavel a subliniat, a văzut ce valori sunt în Marcu. Un alt adevăr pe care îl găsim despre Marcu, al treilea adevăr, în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 50 și versetul 51. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Și versetul 51, după el mergea un tânăr. Al treilea adevăr pe care îl subliniez în dreptul lui Marcu. Marcu oferă echilibru. Tânărul acela era Marcu, doar el scrie despre el. În momente de criză, în momente când multe se clatină în preajmă, când toți se depărtau, spune că apostolii, ucenicii au fugit, când toți se depărtau, Marcu alege adevărul profund să meargă după Domnul Iisus. Omul Marcu este omul care atunci când dacii spun că sunt obosiți, el se ridică și luptă. Când dacii spun nu mai pot, sfârșesc lucrarea, Marcu atunci începe și se bizuie pe mâna puternică a unui stăpân viu. Numele lui este Iisus Hristos, Domnul. El întotdeauna oferă echilibru, oriunde îl pui. Atâția viteji sunt în Scriptură, dar atunci unde i-a pus David, s-a pasat pe ei. Fiți oameni de echilibru. Fiți oameni pe care să se bazeze atât cerul, slujitorii care v-au chemat în slujirea aceasta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Al patrulea adevăr și închei în dreptul lui Marcu. Îl găsim tot în Faptele Apostolilor, capitolul 12, al patrulea adevăr despre Marcu. Marcu cunoaște realitatea puterii lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu pentru Marcu este experiență de familie. Știți ce s-a întâmplat acolo? În casa lui Marcu găsim că se ruga. Biserica primară a făcut rugăciuni în casa lui Marcu. Știi de ce? Petru era în temniță. Următoarea dimineață trebuia să-i fie tăiat capul lui Petru. Irod s-a gândit să-l decapiteze următoarea dimineață. Toată biserica s-a unit în casa lui Marcu, în camera lui Marcu, înălțat rugăciuni spre cer, având un singur scop.
Doamne, noi nu mai putem să facem nimic. O să intervină mâna ta de Dumnezeu. Dumnezeu a trimis un înger în închisoare unde era Petru. Când Petru dormea, l-a bătut pe umăr și a spus: Petre, scoală-te, ai dormit suficient. Se ridică Petru, lanțurile în cap jos, îngerul merge înaintea lui Petru, trece de o strajă, trece de a doua strajă, o poartă de fier mare, puternică, la ieșire, ca să nu poată intra și ieși oricine. Se deschide, îngerul deschide poarta, intră Petru și spune îngerul: du-te acolo unde niște oameni se roagă și Dumnezeu ascultă. Unde niște oameni strigă și Dumnezeu lucrează. Și spune că s-a dus Petru spre casa aceea lui Marcu, despre care vorbim. A bătut la ușă, se deschide ușa și intră Petru viu și nevătămat, având această pecete a Dumnezeului viu. Când strigi, Dumnezeu ascultă și Dumnezeu lucrează. Marcu a spus: minunea aceasta a fost făcută în casa mea. Eu cunosc un Dumnezeu care lucrează. Eu cunosc un Dumnezeu care izbăvește. Eu cunosc un Dumnezeu care liberează. Apostolul Pavel a spus: am nevoie de Marcu. Pentru Marcu, puterea lui Dumnezeu nu-i teorie. El nu vorbește despre ea. El o are în casa lui. O, binecuvântat e numele Domnului, pentru asemenea oameni care sunt lăsați ca exemple pentru fiecare dintre noi. Știți ce mi-a plăcut foarte mult despre Marcu? Ultima cină, știți unde a avut-o Domnul Iisus? În casa lui Marcu, în odaia de sus. Știți unde a fost prima arătare a Domnului Iisus la cei 11? În casa lui Marcu, în odaia de sus, când toți se tânguiau, tânguiau, Iisus a arătat. Știți unde a fost prima revărsare a Domnului Sfânt? Când 120 s-au adunat în casa lui Marcu. Și Ioan Marcu a știut apostol Pavel, are experiență de viață. Omul bun pentru slujbă. Am ales patru adevăruri, le-am creionat pentru voi. Dumnezeu să vă ajute așa să vă caracterizeze. Primul adevăr pe care l-am spus, adunați oamenii, nu îi împrăștiați. Al doilea adevăr, rugați-vă și nu doar veniți la rugăciune. Al treilea adevăr pe care l-am subliniat, fiți oameni de echilibru. Al patrulea adevăr, faceți din puterea imensă a lui Dumnezeu experiența personală a vieții voastre. Așa să vă ajute Domnul. Amin, amin. Având și lucrând astfel, voi veți fi primiți în slujire. Biserica se va bucura de propășirea lucrării și Dumnezeu va lucra cu putere. Fiți oameni de folos și pentru oamenii de aici, și pentru Biserica Domnului, și pentru slujitorii din loc. Dar într-o zi împăratul împăraților și într-o seară ca așa, împăratul împăraților să spună despre voi: Beni, Ionică și Nelu, sunteți oameni buni pentru slujba. Așa să vă ajut.